not a game, it's a rage thing. Trump îi avertizează pe americani că situația va deveni și mai rea din punct de vedere al infectărilor cu virusul din China, așa cum numește el pandemia. Liderul de la Casa Albă le-a cerut americanilor să poartă masca. Deși nu a apărut încă un vaccin împotriva COVID-19, autoritățile americane sunt îngrijorate de faptul că o mulțime de oameni refuză să poarte mască, iar mulți declară că nu vor să se vaccineze. Already surveys are showing us that nearly half of people are not inclined to take a COVID-19 vaccine, even if it was available today. It's a shocking number and it's deeply concerning. Ar face inutilă combaterea pandemiei. Potrivit presei, refuzul se manifestă la cei care cred în teorii ale conspirației și nu au pic de încredere în specialiști. If a large percentage chose not to get vaccinated, then we would never get herd immunity. Mama Seven. How much in shock I was and how devastated I was knowing that I lost my parents exactly a month from each other. În pofida durerii, tânărul de 17 ani a reușit să termine școala și vrea să se înscrie la o universitate pentru că experiența prin care a trecut l-a convins să studieze medicină.